21 de membri ai Partidului Național Liberal, organizația Caracal, au trecut astăzi în barca Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, filiala Olt, condus de deputatul Mihai Niță. Reprezentantul acestora, fostul președinte interimar al PNL Caracal, Mircea Popescu, a dat vina pe conducerea județeană pentru decizia luată. Lipsa de comunicare din partea șefilor ierarhici a dus la această ruptură în rândul liberalilor caracaleni. Imediat după ce a semnat adeziunea, Popescu a fost numit președinte interimar al de Caracal. Noi intenționăm la Caracal să începem o construcție, chiar dacă pare un clișeu, o construcție nouă, pe o fundație solidă, cu oameni adevărați, hotărâți, oameni rutinați în multe și multe campanii electorale. Unul din motive ar fi fost că nu poți să stai într-o organizație unde nu te simți apreciat, unde nu te simți dorit și unde nu ți se dă efectiv de lucru. Președintele ALDE Slatina, Ioan Ciugulea, a salutat gestul făcut de foștii membri PNL și, potrivit spuselor acestuia, vor mai fi și alții care le vor urma exemplul. Eu sper că să facem o organizație bună la Caracal și mă bucur că domnul Popescu a venit în rândurile noastre. După cum știți, dânsul este și a rămas cam statornic pe partea asta PNL, pe PDL și așa mai departe și totuși n-a ales să vină în rândurile noastre. Întrebat de jurnaliști dacă i-a promis vreo funcție noului președinte al de Caracal, deputatul Mihai Niță a negat vehement. Niciodată când am discutat, nu am promis la cineva vreo funcție. Partidul ALDE nu are funcții la dispoziție și nici nu putem să spunem că creiem funcții. Am discutat cu domnul Popescu și cu cei care au venit la ALDE. Nu a fost vorba de o ofertă. Da, venim alături de dumneavoastră, suntem încântați de modul cum v-ați organizat. Pe lângă lipsa de comunicare din partea conducerii județene a PNL Olt, Mircea Popescu a mai spus că fuziunea PNL-PDL nu s-a făcut niciodată în adevăratul sens al cuvântului, motiv ce a condus la ruptura din aripa liberală a organizației din Caracal.